Incendiul a fost anunțat de dimineață în jurul orei 8 de către locatari. Oamenii s-au trezit din somn speriați de fumul gros. Mulți dintre ei s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de la ISU. M-am speriat, am fugit de la etajul 10. Și ați luat-o pe scări? Am luat-o pe scări și m-am lovit la picior. Ei, mă speriai un pic. Erați singură în casă? Singură cu cățelușa. La ce etaj locuiți? La 9. V-ați speriat? Exact. Chiar dormeam acum. Ceva timp și... Nu, m-au trezit dânsii cu bătăile în ușe. Aud în ușe, evacuați, evacuați. Tot ce am apucat decât să mă îmbrac și atâta tot. Pe urmă mi-am amintit de pisicuțe, am trimis domnii să-mi ridice pisicuțele de acolo. Tot ce am aflat după, că a luat blocul foc. Cu scara de la pompieri au început să coboare din locatari. I-am băgat pe câțiva cât am putut la noi în casă, le-am dat pături, erau oamenii în șorturi. Mai multe echipaje de la ISU Dol și jandarmerie, dar și ambulanțe au ajuns la locul incendiului. 50 de persoane au fost evacuate și 5 animale de companie, iar 9 persoane au necesitat îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce o tânără în vârstă de 18 ani, care a făcut atac de panică, a fost transportată la spital. Cu sprijinul jandarmeriei s-a reușit evacuarea în timp scurt și rapid a persoanelor care au necesitat acest lucru. Incendiu s-a propagat într-un canal tehnologic, canal de spațiu tehnic, de la parter până la etajul 8. Acest lucru facilitând intervenția foarte grea, cauza probabilă un scurt circuit. În urma incendiului au ars materiale textile și mase plastice depozitate în spațiul tehnic.